Haideți să vedem cum se desface plafonierea la un Volkswagen Golf 4. Mai întâi scoatem acest geam. Aveți grijă să nu prindeți marginea de la bucata de plastic, doar geamul, cu o șurubelniță dreaptă foarte subțire. L-ați tras în jos și apoi îl scoateți în exterior. După ce ați scos gemulețul, va trebui să desfacem cele două șuruburi. Dacă vedeți, sunt în interior, în stânga și în dreapta, aveți două șuruburi. Se desfac un pic mai greu. Aveți grijă să nu pierdeți șuruburile. Deja s-a desprins un pic de plafon. Următorul pas. Va trebui, tot așa cu o șurubelniță dreaptă, să împingem un pic de această ureche din plastic în interior și să trageți ușor în jos, cât să se desprindă un pic. Și trebuie să tragem un pic mai tare această ureche, așa, și introducem șurubelnița pe margine și tragem un pic în jos. După cum vedeți, am reușit să o desfacem. Aici, nu uitați de mufă, mufă are... E prins în lateral, trebuie să tragem un pic ușor de ea în exterior, de cele două scoți. Cele două urechi din lateral și am reușit să o desfacem.